Tratatul dintre UE și Canada România, e pentru prima oară sau printre puținele dă într-o poziție uh, uh, atât de dură la nivelul Uniunii Europene să amenințe practic cu veto pe, pe un astfel de. Nu, de, de nu, tratat. Nu, nu, nu e o poziție dură, e o poziție fermă. Poziție și eu fac o ferm. diferență. E o poziție fermă. Discuția aceasta despre vize, chiar dacă nu e o legătură formală între uh, adoptarea acordului uh, comercial și uh, vizele. E un angajament clar al guvernului canadian în momentul în care s-au finalizat negocierile și știu bine despre ce vorbesc pentru că eram în Comisia Europeană atunci. La ce s-a întâmplat cu Canada de și-a schimbat poziția? Pentru ca... nu și-a schimbat-o. Negociem din vară de când am fost la Ottawa și am avut o discuție onestă și deschisă cu premierul Trudeau și m-am bucurat să văd că există înțelegerea a ceea ce solicităm. De atunci lucrăm și pentru Canada e Dificil să iau astfel de decizie. Pentru noi e imposibil să acceptăm acordul fără această decizie, care e un angajament mai vechi al Canadei. România și Bulgaria sunt singurele state membre care încă au nevoie de vize. Nu putem vorbi de aplicarea unui acord comercial care presupune pentru ca România să fie beneficiară și posibilitatea de a circula oamenii de afaceri și turiștii în Canada. Nu putem vorbi de un acord care să fie benefic României dacă nu există și această facilitate de circulație. Despre asta discutăm. Am găsit, cred, în cele din urmă o, un acord de principiu. Acum e important, Pentru ridicarea ca din 2017, 2017, e important ca autoritățile canadiene, guvernul canadian, să anunțe acest acord pentru că eu respect responsabilitatea fiecăruia. De asta nu vreau eu să fac anunțuri și comentarii până când Premierul Trudeau sau Guvernul Canadian nu anunță acordul la care am ajuns Dar, Dar până con... când nu-l anunță, din punctul meu de vedere, sigur că nu putem finaliza acest proces de adoptare Dar înțeleg că dumneavoastră, domnule Cioloș, contați pe ridicarea vizelor în 2017 Da, contez